și, nu știu, prin foarte multă dedicare. Și așa o să ajungem la, Andreea, poți să dai tu la primul slide. În primul rând, trebuie să vă gândiți la de ce. V-am zis, acum câțiva ani ziceam că nu o să fac asta, pentru că eu știu și am învățat destul de mult și atunci pot să fac ceva în domeniul meu. Nu mergeți la un master în afară dacă nu știți de ce îl faceți. Nu e cam, eu nu cred că sunt ca masterele de aici pe care le faci, pentru că oricum vine valul, turma și toată lumea merge la master și atunci și noi aplicăm. Un master în afară poate să fie costisitor și poate să fie o experiență extraordinară, dar trebuie să știți în primul rând de ce. Eu am ajuns la de ce lucrând, trecând din mediul non-guvernamental în sistemul public și realizând că vreau să fac mai multe, dar nu am instrumentele necesare sau nu am networking-ul necesar, nu știu sisteme macro și nu pot să mă uit la lucruri în alt fel cum să fac experți în politici publice. Și atunci am identificat această nevoie de a învăța mai multe în sfera asta de public affairs, deși învățasem un pic și în facultate, și mi-am zis că eu asta vreau să fac. Vreau să merg în afară, să învăț acolo cât pot de mult și să lucrez foarte mult și să vin apoi cu know-how-ul ăsta în România și să încerc să schimb ceva mai mult decât o fac acum, poate, sau o făceam în trecut. Deci, în primul rând, încercați să vă gândiți de ce. Altfel, și să știți exact de ce vă duceți acolo. Altfel, s-ar putea să petreceți niște timp și bani și să nu vă ajute în ceea ce faceți. Nu trebuie să aveți neapărat în cap, cum cere de obicei lumea, 5 years plan. Pentru că asta nu cred că o să ajute, mai ales acum și în contextul COVID sau în alte lucruri. Adică chestia asta cu foarte exact vreau să fac asta, s-ar putea să nu vă ajute. Dar măcar să știți în ce domeniu vreți să mergeți și pentru că așa puteți să vedeți și ce tipuri de master vă sunt potrivite. Pentru că sunt, cred eu că sunt diferite decât sunt la noi. Poți să dai la următorul, Andreea. În primul rând, eu am ales să aplic la un master profesional. Adică dacă ați auzit de MBA, de exemplu, care este Master in Business Administration, MPA-ul ăsta pe care îl fac eu, care este Master in Public Administration, sau există LLM care este pe Legal Staff, MPP-ul este Master of Public Policy, dar în rest, cam ce avem noi în țară, sunt în general, știu că există un program de MBA și în țară, dar în general sunt Master de Research. De asta și la final avem o disertație de făcut, care e asemănătoare cu licența, trebuie să facem cercetare. Deci, în general, majoritatea masterelor sunt în cercetare și pot fi, adică sunt diferite în funcție de domeniul în care pe care îl studiați voi sau în care vreți să studiați. Partea faină la masterele profesionale este că poți să-ți schimbi specializarea. În sensul că există, de exemplu, persoane care aplică la programe de public administration la MPA, deși ei au fost ingineri toată viața. Dar au impresia că pot intra pe politici publice, nu știu, din domeniul energiei sau, I don't know, din environment stuff, adică vor să ajute acolo. Și atunci au know-how-ul ăsta foarte tehnic, dar vor să înțeleagă cum se ajunge astfel încât ceea ce știu ei ca experți poate să aibă un impact pozitiv pentru viețile oamenilor. Și atunci nu trebuie neapărat, de exemplu, cerințele nu sunt neapărat să fi făcut, eu fac acum MBA, cerințele nu au fost să fi făcut o facultate de profil. Adică există persoane care vin din stagiu militar, pentru că se poartă asta destul de mult în state, din stagiu militar, fiind și fac astfel de programe. Deci trebuie să știți, în primul rând, în ce domeniu vreți să mergeți și ce v-ar plăcea să faceți. Că dacă vreți să faceți research și apoi doctorat sau cine știe, într-adevăr, un master, primele mastere pe care le-am scris acolo în prezentare, lucrurile astea vă ajută. Eu am ales să fac unul profesional tocmai pentru că mi-am dat seama, astea profesionale, în general, sunt și pentru persoane care au deja un minim de experiență. Adică măcar 2-3 ani și dacă nu au, trebuie să justifice cu alte, nu știu, stagii de voluntariat sau internship-uri făcute în timpul facultății sau ce trebuie, într-adevăr, este să ai o diplomă de licență. V-am pus acolo și un link cu
cu top mastere, tocmai ca să vedeți exact, cu tipuri de mastere, tocmai ca să vedeți exact mai pe larg care sunt diferențele, să vedeți ce v-ar ajuta pe voi. Poți să dai un pic la următor. Gracias. Inițial, când m-am apucat de acest lucru, n-am, sinceră să fiu, nu eram ferm convinsă că o să trec prin tot procesul și că o să și intru. Am început să visez, desigur, și m-am gândit la toate școlile la care aș putea să merg, la, nu știu, la Princeton, la Harvard, la Yale, la... mă gândeam în principiu la Ivy League Schools. Doar că și aici este nevoie de un research destul de mare ca să dai seama exact ce ți se potrivește sau la ce ai vrea să fii. Clar, aplicați, dacă vreți să aplicați mai ales în state, aplicați la cât mai multe. O să vă zic și de ce mai târziu, că uneori matching-ul dintre universitate și voi s-ar putea să fie fix unde nu vă așteptați. De asta vă sfătuiesc tot să intrați, v-am mai dat acolo un link, să intrați să vedeți exact ce se mănâncă fiecare tip de... Vă gândiți la un domeniu. La mine a fost administrație publică, da? Sau, mă rog, public policy, pe acolo. Că am aplicat atât la programe de MPP-uri, la programe de public policy și la MPA-uri, care sunt programe de public administration și sunt un pic diferite astea două. Dar măcar știam că în zona respectivă există, desigur, și programe de research în politici publice, dar n-am vrut să intru acolo, eu am vrut pe profesional. De asemenea, trebuie să vă gândiți la ce țări, unde v-ar plăcea să faceți asta și nu neapărat unde v-ar plăcea că e cool să stai 2 ani cât e masterul, nu știu, în Portugalia, în Italia, în state, în UK. Și ar trebui să vă gândiți, cred că e mai importantă școala unde este decât zona în care este. Sigur că pot avea avantaje și dezavantaje. De exemplu, școala la care o să merg eu este New York. Adică, vă dați seama că am fost foarte bucuroasă pentru că acolo sunt și foarte multe oportunități de joburi, dar nu a fost neapărat ăsta un criteriu că este New York. Ci m-am gândit pur și simplu la care e cel mai bun program. De asta, o persoană foarte apropiată care a avut încredere în mine îmi tot zicea mereu și mă forța un pic să fac asta, discută cu alumnii, intră pe LinkedIn, caută, pentru că pe LinkedIn fiecare universitate are acolo alumnii și găsiți că sunt și din România. Sunt foarte mulți oameni din România care au fost la Harvard, de exemplu, și cu care am stat de vorbă și m-am gândit, ok, asta aș putea să fiu eu peste câțiva ani. Dar doar din discuția cu alumnii puteți să vă dați seama dacă, într-adevăr, școala sau programul vi se potrivește sau nu. Unele programe sunt mai... au partea de quantitative mult mai, o pondere mult mai mare și atunci ajută să ai un background de economist, de exemplu, sau de statistician sau așa. Altele sunt mai mult pe partea de gândire și cum să-ți modelezi modul de gândire în acest sens. Toate facultățile au în general partea de open days, chiar dacă nu puteți fizic să ajungeți în state, în UK, în altă parte, există și webinarii. Eu, de exemplu, am participat la foarte multe, tocmai pentru a afla exact despre ce vorba. Și țin minte că am participat la unul pe gender policy și eram așa, cumva, vă dați seama că nu o să fie ca o clasă în care îți explică tot sau intri foarte adânc în anumite probleme, mi se părea că e foarte generalist, scuzați. Dar tocmai pentru că persoanele care erau acolo n-aveau know-how-ul ăla pe gender policy pe care, de exemplu, eu îl aveam pentru că asta am făcut în ultimii 2 ani. Și puneau la un moment dat niște întrebări și mă gândeam, zic, ok, deci eu pe chestia asta știu destul de multe sau știu un pic mai multe. Și atunci, inclusiv specializarea pe care mi-am ales-o, există partea la școala unde am intrat, există partea de concentration și partea de specialization. Și atunci, specializarea, într-adevăr, e pe gender policy, partea de concentration este pe economic and political development. Rapoarte de activitate, rapoarte de angajare, asta ajută foarte mult. În general, cam fiecare școală își face un astfel de raport. Pe unele le găsiți mai ușor, pe altele nu. Vă pot lăsa la un moment dat și link-ul ca să vedeți. De exemplu, pe Columbia,
Există la un moment dat partea de, mai puțin că o să vă zic aici niște date, ca să vedeți și dacă vă potriviți cu profilul. De exemplu, cei care au intrat anul ăsta, ca mine, sunt, average age-ul este la 26, anul trecut cred că era la 28. Deci cumva a mai scăzut, pentru că într-adevăr sunt și persoane care pot intra, cum vă ziceam mai devreme, pot intra și dacă n-au neapărat experiență de 7-8 ani în lucru. Dar uite, anul trecut, de exemplu, erau 28, adică mi se părea că intru fix pe profilul meu, acum e vârsta un pic mai mică. Sunt 69% sunt internaționali și 31% US. Asta contează destul de mult și mă bucur, de exemplu, Columbia este una dintre universitățile care se laudă cel mai mult cu asta, și anume că ei chiar au foarte mulți studenți internaționali. Pentru că altfel, dacă sunt studenți domestici, cum zic ei, se creează tot felul de working groups, vor fi doar între ei. Adică e un pic cam greu pentru ei să facă, să adune toată cohorta și într-adevăr să fie o experiență globală. Că de fapt asta vând astfel de universități, experiența aia globală. Plus rapoarte de angajare, de exemplu la Oxford au un program foarte bun, adică un raport foarte bun, în care explicau fiecare unde s-au angajat, câți la sută s-au angajat, nu știu, în guverne, câți la sută s-au angajat în NGO sau în firme de consultanță sau sunt o grămadă de lucruri și, în general, ei publică astfel de rapoarte ca să vedeți dacă după ce faceți un astfel de master, ați ajunge la un job care vă place sau nu. Cred că poți să dai, Andreea. Bun. Deci ați căutat, vă uitați să vedeți exact ce vi se potrivește și ce nu, și după încercați să vă uitați la ce vă cer pentru aplicare. Aici eu vă sfătuiesc să aveți foarte mare grijă și să nu să nu credeți că programele vă cer fix același lucru. Sau există niște lucruri care în general sunt generale, cum ar fi partea de examene. Adică trebuie să demonstrați că știți engleză. În general, facultățile din state merg pe TOEFL sau IELTS. Dacă mergeți și pe UK sau pe EU, atunci o să aveți și partea de Cambridge. La partea de, la fel, la examene, la partea de quantitative requirements, nu toate cer asta. Programele de MBA și MPA și MPP, unele, cer asta. Eu am dat, de exemplu, GMAT-ul. Am dat GMAT-ul și pentru că aveam toate materialele de care aveam nevoie și mi se pare, începusem deja să mă familiarizez cu formatul. Există școli, de exemplu, mai ales pe partea de Public Administration sau Public Policy, care cer GRE-ul. Și la care, de exemplu, eu n-am putut să aplic pentru că nu aveam GRE-ul. Cer doar GRE-ul și atât. În general, cele la care am aplicat eu cereau și. Deci mare atenție aici, deși testează cam aceleași lucruri, au niște formate diferite și mare atenție ce alegeți să dați, pentru că pregătirea pentru un astfel de examen este destul de mare, adică eu cred că un an de zile asta am făcut în timpul meu liber, dar nu trebuie să vă speriați de asta, adică depinde și cât de... eu n-am mai făcut în matematică de ceva timp, tocmai pentru că am văzut întrebarea, acum răspund. Tocmai pentru că am dat la facultatea de litere și am făcut comunicare și relații publice, am mai făcut ceva statistică, la master cam la fel, dar în general la muncă lucram cu foarte multe date. GRE și GMAT sunt două examene, cum e SAT-ul, de obicei, pe care îl dau cei care vor să intre la programe de licență. La programe de master există astea două, dar nu toate școlile le cer. Și sunt niște examene, durează, cred că GMAT-ul parcă durează, nu mai țin minte, că am încercat să uit anumite lucruri, cred că 2 ore sau 3. Sunt foarte multe întrebări, în general trebuie să răspunzi la sub 2 minute de întrebare. Ai toată partea de, ai matematică, geometrie, probabilități. Există cărți pentru fiecare, deci puteți să le luați, pot să vi le arăt, eu mai am pe acasă, pot să vă îndrum de unde să le luați. Și partea de, nu e neapărat limba engleză, cât e mai mult pe critical thinking sau pe problem solving, sau adică
reasoning și alte, și alte lucruri. Sunt teste care, în funcție de cum răspunzi, îți dau întrebări mai grele sau mai ușoare și încearcă să te placeze în niște, în niște scoring board, poate. Am fost foarte, când am aflat de asta, pentru că eu, în general, nu sunt persoană extrem de rapidă în calcule și atunci a trebuit să exersez destul de mult. L-am dat de două ori. A doua oară am luat un pic mai mult, dar tot n-am luat cam cât zicea lumea că e ok să iei. Și atunci m-am gândit că s-ar putea ca asta să fie o problemă și atunci să nu intru la niciun program. Și o să vedeți că dacă intrați în acest maraton, îi zic eu, că nu e un sprint deloc, o să vă pot tot puneți întrebări. Am I good enough? Do I deserve this? Adică întotdeauna o să vă întrebați dacă e ok și atunci vreți să faceți la toate cel mai bine și să luați 100% și să nu aibă nimeni ce să vă zică cei de la admissions office, să vă zică e ok, tu vino, că e totul foarte bine. Eu am intrat și chiar dacă a fost un scor, nu zic mic, dar a fost un pic mai mic decât știam că este marja la MBA. Nu la MBA n-am găsit de la ei niciun răspuns și de obicei toată lumea e secretoasă și nu știe exact cât să ia, pentru că, în general, deși ei cer astfel de teste, nu înseamnă neapărat că este you're in or out. Dacă ei au văzut ceva acolo și tu te potrivești cu profilul și cu un scor mai mic, care nu s-a mai auzit să fii, nu știu, de obicei lumea nu se laudă cu el, s-ar putea să intri. Și asta a fost un impediment pe care mi l-am pus singur, adică încercam să mă autosabotez și îmi ziceam că până nu ating eu scorul de 700 la GMAT, nu o să fie ok. Nu l-am atins și am intrat. Partea de recommendation letters, aici s-ar putea, ca la orice program de obicei, aici depinde de program, s-ar putea să vă ceară 2 sau 3. Eu am avut și Oxford, de exemplu, mi-a cerut 3. În general, fiind vorba de programe professional, vă cer și de unde ați lucrat. Chiar dacă e un internship sau voluntariat, nu contează, ideea e să fie professional. Și atunci, în funcție de școală, îți fac diferența între professional, că vor, de exemplu, dacă au 3, vor cel puțin unul să fie professional. Sau toate 3, sau 2. Eu, în general, am avut 2 și am avut un professional și unul de la un profesor. Iar la Oxford am pus 2 professional și un profesor, tocmai pentru că a trecuse foarte mult de când dădusem licența și făcusem și masteratul. În general, sunt eseuri pe care vi le cer cu întrebări deschise, de tipul ce e mai important pentru tine în viață, care e cea mai mare provocare a ta, de ce tu. Sunt, de asta, înainte să vă apucați și dacă vreți să aplicați și puteți să mai multe vorbă după, gândiți-vă la de ce. Pentru că de ce-ul ăsta o să fie practic toată aplicația voastră. Deci partea de examene astea se iau foarte ușor, dați, mai dați o dată, e ok. Și cu un scor mic puteți să intrați. Mă rog, mic, aș zice pe average. Dar partea de ce sunteți voi acolo și de ce trebuie voi să intrați la acea școală, asta o să vă, pe mine una m-a dat un pic peste cap, pentru că, în general, în sistemul nostru educațional nu ești obișnuit să reflectezi asupra parcursului tău și nici în professional staff. Adică mie mi-a luat foarte mult să mă întreb, ok, dar de ce am făcut fix schimbarea asta de job și de ce am ales eu din privat să mă duc în non-profit și din non-profit în public. Și atunci, la toate DC-urile astea, se creează la un moment dat o linie roșie și, de fapt, pe asta vor să o vadă. Studenții care au mers la licență sau chiar la liceu în țări și în sisteme educaționale precum asta, o să-și răspundă mult mai ușor la întrebările astea, tocmai pentru că întotdeauna că au sisteme prin care ei să reflecteze asupra parcursului lor profesional sau academic. Dar la ESE, de obicei, eu asta am făcut, aveam o poveste destul de lungă de unde am început și ce am făcut, unde am ajuns și de ce vreau să fac și ce vreau să fac în continuare. Iar în funcție de întrebare, încercam să răspund la întrebare, dar cumva să-mi spun și povestea și de ce ajung acolo. Unele vă pot cere 3, altele 1 singur. De exemplu, la LSE, în Londra, am avut doar o întrebare. De ce tu și de ce acest program? Și atunci a trebuit să fie ca un cover letter în care explicam.
La Columbia erau vreo două sau trei în care să explic o problemă pe care am rezolvat-o, social pressing challenge, something like that. Există partea de interviuri, dar depinde de școală. De exemplu, la Columbia, pentru programul de MBA, există interviuri face-to-face cu alumnii, dacă sunt în țară. Sau undeva în zonă, îți recomandă ei. Eu n-am avut interviu. La New York University am avut un eseu video în care trebuia să zic într-un minut cine sunt și ce aduc în comunitatea NYU. Și la Columbia, la SIPA, la programul la care am intrat, mi-au cerut, era un prompt question, tot așa de un minut, în care mă întrebau ceva. Putea să fie orice, putea să fie o știre din politică sau din ce se întâmplă într-o anumită economie, putea să fie care este, nu știu, animalul meu preferat. Deci putea să fie orice. Am avut întrebarea dacă eu consider că sunt mai important într-o țară, dacă e mai importantă educația sau, mă rog, politicile publice în educație, dacă am de ales între educație sau food safety. Și asta e o întrebare la care nu prea pot să răspund așa într-un minut, că toate sunt importante, dar am încercat să răspund. Ce-i drept, după acea întrebare am crezut că nu o să intru, dar, again, am intrat și dacă eu am crezut că nu intru, tocmai pentru că a fost, nu știu, sunt multe lucruri la care, în general, studenții care aplică vor să găsească răspunsul, dar ei știu cel mai bine, cei de la admissions office, ce caută și nu o să zică. O să zică, tu aplică cu ce ai și vedem noi după. Poate când o să merg în toamnă și să-i cunosc, poate o să aflu mai multe și să pot să vă zic, dar nu cred. Bun, și partea de written și research work, de exemplu, ăsta a fost la Oxford. Mi-au cerut, într-adevăr, să propun o politică publică și să analizez de ce cred eu că... să fac, pur și simplu, ca un fel de policy brief. Adică să explic problema, ce se întâmplă și cum văd eu soluția și ce rezultate sper să apară. Deci cam astea sunt, dar, again, depinde de... Eu acum vă povestesc din domeniul ăsta. Depinde foarte mult din domeniul în care vreți să mergeți. Poți să dai un pic mai încolo? Bun. Vă ziceam că e un maraton și nu e un sprint. De foarte multe ori mi-am zis, după ce dau GMAT-ul dorm, după ce dau TOEFL-ul dorm, după ce aplic la asta dorm. N-am aplicat la Harvard pentru că am ratat deadline-ul și pentru că eu aveam impresia că și Harvard-ul, la fel ca școlile la care aplic, fiind tot Ivy League schools, mă gândeam că e ok, sunt tot pe acolo. Mă gândeam că o să aibă și a doua rundă, că în general au prima, de exemplu la Columbia, ai una, cred că e prin octombrie sau noiembrie și este, poți să intri înainte, adică ai varianta asta. La LSE au rolling basis, intri, văd dacă ești ok, te iau sau nu. Deci, iarăși, depinde de program. Dar ideea este că trebuie să aveți grijă de voi, pentru că dacă poți să faci un lucru, la fel de bine poți să-l și demontezi. Și, în general, suntem cele mai bune sabotoare, noi pentru noi, în tot ce facem. Nu sunt bună, n-am, zic câteodată, mai, când mai glumesc pe tema asta cu alte prietene. Da, când, de obicei, când, nu știu, ai o persoană, un bărbat care zice o chestie, pare că o zice cu atâta încredere, de parcă și-a dat doctoratul în acea chestie. Eu am impresia că trebuie să-mi dau trei doctorate ca să pot să vorbesc despre acel subiect și nu e ok. Poți să vorbești, poți să recunoști că nu știi totul, important este să îți dorești mai mult și să lucrezi la tine pentru asta. De asta, cel mai probabil o să vă îndoiți de voi în CV. Și atunci, lucrul la care am apelat eu cel mai mult a fost să vorbesc cu o persoană care mă cunoaște din punct de vedere profesional. Ajută foarte mult și din punct de vedere personal, tocmai pentru că ai prietenii care știu în momentul în care te autosabotezi sau știu când te ascunzi după ceva și atunci nu dau GMAT-ul acum că mi-e frică sau nu dau, adică te cunosc. Dar în momentul în care voi vă îndoiți de voi, cel mai probabil la genul ăsta de aplicație, vă îndoiți de voi din punct de vedere profesional. Și atunci ajută să fii o persoană care să zică verde în față,
oprește-te, pentru că tu singur ai, te reduci la nimic sau la zero și, de fapt, uită-te un pic în spate să vezi unde ai ajuns și ce poți să faci. Și faptul că tu vrei mai mult este pur și simplu vorba despre a-ți scrie povestea foarte bine ca să ajungi acolo. În rest, tot ce a trebuit să faci până în acel moment l-ai făcut. Dacă nu intri sau nu se întâmplă să intri la un astfel de program sau nu ți se potrivește, înseamnă că cel mai probabil poți să te gândești dacă cumva n-ai scris aplicația bine, dar cel mai probabil nu era neapărat ceva ce ți se potrivea în acel moment. De asta vă zic, eu intru acum la 29 de ani. Poate trebuia să aplic înainte, I don't know, dar am așteptat. Mi-a luat ceva să-mi dau seama că vreau să fac asta. Și în același timp am gândit că am nevoie de o anumită experiență ca să demonstrez că vreau să lucrez în domeniul politicilor publice, pentru că plecam din PR și marketing și atunci a trebuit să am asta. Fă apel la comunitatea ta de suport, da? Deci ajută toate prietenele care știți că sunt acolo să vă dea două palme în momentul în care vă îndoiți de voi însăvi, da? Ele trebuie să fie acolo, s-ar putea să le ziceți aceeași problemă de 7.000 de ori sau să le ziceți că, nu știu, dați gimetul și nimeni poate din jurul vostru nu știe ce e la gimetul, dar tot ele sunt acolo ca să vă și ridice și să vă facă să fiți un pic aware de ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Nu e doar despre voi, ci e și despre, despre program. Asta e o lecție pe care am învățat-o destul de greu. În ideea în care eu am crezut că o să intru... Primul program de la care am aflat a fost de la LSE. Aplicasem și la MPA și la MPP și a fost refuz la ambele. Iar eu aveam impresia că o să intru cu sigur. Deci acolo mi-era cel mai puțin teamă. Pentru că, în general, cei de la LSE caută medii mari, ceea ce aveam, pentru că am fost o tocilară când am fost la licență, experiență. Și aveam și asta, adică luasem și scor mare la TOEFL, deci nu vedeam cum și de ce nu m-ar lua. Și când a venit refuzul, vă dați seama că fiind și prima școală la care credeam că o să intru, mi-am dat seama. Mi-am zis că sigur celelalte nu vor fi ok și că nu mă vor lua și atunci iar mi-am pus bețe în roate singură. Iar apoi am intrat la toate celelalte, doar la LSE n-am intrat. Și iarăși mi s-a demonstrat că nu e despre, este despre cât de bine vă potriviți voi pe program. Deci oamenii care sunt în spate și sunt la admissions office știu foarte bine școala, știu în ce investesc și atunci pur și simplu îi aleg pe cei care se potrivesc, neapărat pe cei mai buni. Și sunt oameni care au făcut lucruri extraordinare și nu intră la Harvard. Pentru că cei de la admissions office nu consideră. Asta nu o să vă poată să vă zică nimeni. Trebuie doar să încercați. V-am zis, eu am zis că sigur intru acolo și era cumva, nu neapărat mai backup, dar era partea sigură, certă. Normal că m-am gândit că nu o să intru la celelalte, dar uite că s-a întâmplat să intru la toate și atunci la toate celelalte, mai puțin la asta. Nu o să știu niciodată, aș vrea să știu, aș vrea să mă duc acum la ei, să le bat la poartă, să-mi zică, dar nu o să aflu asta și trebuie să faceți pace cu asta, pur și simplu. Poți să dai la următor. Masterele în general costă, mai ales cele profesionale costă. MBA, UMPP, MPA, UMPP, cred că mai sunt și altele oricum care costă destul de mult și costă bani mulți. Puteți să căutați pe fiecare, diferă de la facultate la facultate. Ăsta a fost primul impediment, primul lucru pe care mi l-am zis când mă gândeam că nu o să aplic niciodată la un master pentru că costă și de ce aș da eu atât de mulți bani când eu pot să fiu în câmpul muncii să fac bani. Și am plecat gândindu-mă că nu, nu neapărat gândindu-mă că nu costă, dar gândindu-mă că reușesc cumva să acopăr banii ăia, tocmai pentru că aveam în jurul meu și o să vă povestesc. Da, există. O să vă povestesc că citisem un articol despre o tipă din România pe care am și cunoscut-o, care a plecat la programul la care sunt eu, dar la Master in International Affairs. Nu e pe MPA și ăla e tot profesional. Și citisem chiar un articol despre Ana Devorm, care scria de unde și-a luat bursele, cum a ajutat-o, cum a intrat. Există foarte multe modalități prin care să obțineți banii respectivi.
În primul rând, școala vă poate da un scholarship. De exemplu, la Oxford, în 2018, parcă la programul la care am aplicat eu, 75% intraseră pe full scholarship și 25% pe partial. Anul ăsta nu s-a mai întâmplat asta, oricum cred că au fost și bugetul mai mic și s-au dat mai multe partial scholarship, dar există burse pe care le dă programul sau școala respectivă, bursele pe care le dă universitatea respectivă și atunci în funcție de asta puteți să faceți rost de bani. La NYU, la care am primit apoi al doilea răspuns, acolo am intrat și nu am primit nicio bursă și eram un pic așa frustrată pentru că aș fi vrut să ajung în New York și să merg la genul ăla de facultate și îmi plăcea foarte mult școala, mi se părea că aduce așa un vibe foarte nou și cool, dar au bugete mai mici și atunci nu mi-au acordat nicio bursă. Există unele școli au bursă de merit, alte școli au burse și de merit și de need-based. Depinde de școală. Există, dar în general, tocmai pentru că în state, cel puțin, studenții care sunt de acolo, sunt rezidenți, au federal loans și au și alte modalități prin care să facă rost de bani. Și, în general, universitățile încearcă să dea banii ăștia către studenți internaționali care n-ar avea cum să facă rost de genul ăla de bani. Eu am primit o bursă de la școală. Mai există partea, dar nu completă, mai există partea de fellowships, de internships, student grants sau student loans, și vă zic de fiecare în parte. Partea de fellowship este și unul la care aplic acum. Cred că pe l-am uitat să vă dau link-ul, dar o să vi-l dau. Fellowship-urile, în general, sunt programe care acoperă și o parte din bani, dar au și ceva în plus. De exemplu, ședințe de training-uri sau webinarii sau un research paper pe care îl faceți, sau depinde de program. Există câteva, o să vedeți în următorul slide, când dăm la el, nu acum. Există fellowship-uri care sunt, de exemplu, date doar pentru femei care aleg să se implice în politică sau în leadership. Există multe care sunt pentru femei care sunt în IT sau în medicină. Sau există și programe care sunt dedicate doar femeilor. Există, de exemplu, școala mie mi-a pus la dispoziție o listă întreagă de scholarships, v-am pus-o și pe asta, care la un moment dat pur și simplu mă frustra, pentru că vedeam că sunt foarte multe fellowship-uri pentru, nu știu, în funcție de cetățenie, în funcție de țară, și România, chiar dacă e cum e și cum o vedem noi, totuși este considerată o țară dezvoltată. Pentru că poate nu raportăm acele lucruri, toate lucrurile care se întâmplă, pentru că cel mai probabil, pentru că suntem în UE, pentru că, adică, sunt foarte multe lucruri. Și atunci mă frustram, pentru că nu înțelegeam de ce nu dau și pentru români. Dar asta e, sunt programe și programe. De exemplu, în Germania ai programe educaționale care te ajută, îți faci un împrumut, practic, dar dai doar bani înapoi fără dobândă și dai pe foarte mulți ani până când nu ajungi la nu știu ce salariu, nu plătești. De exemplu, și este o școală foarte bună dacă vă pasionează partea asta de politici publice, e Hertie School of Government, ne-am aplicat, foarte fain programul, nu este neapărat, nu are poate același renume sau aceeași vechime, dar, într-adevăr, acolo, pe lângă faptul că și școala oferă niște burse, statul german, pentru studenții străini, face acest lucru. Adică există niște, niște programe. În România nu există programe pentru asta. Există câteva bănci care oferă, cred că e CECU, și mai există câteva bănci care oferă niște împrumuturi, dar nu sunt pe sume atât de mari și nu sunt atât de avantajoase. Și, de fapt, cred că ăsta e un minus pe care îl avem în momentul în care noi, studenții români, încercăm să mergem în afară, e că nu avem acest sprijin din partea statului și încercăm să-l facem din altă parte. Deci, am zis un pic de fellowships, cam care sunt. Student grants, la fel, sunt asemănătoare cu fellowship, dar, în general, sunt asociate unei părți de research foarte mare. Există
v-am dat în linkul următor. Există, de exemplu, Fundația Radio, care pentru studenți, pentru studii în UK, oferă genul ăsta de student grants. Deci dacă ești student român și vrei să mergi la o școală în UK, ei, adică au anual vreo două runde în care poți să aplici. Și partea de student loans, în general există, poți să-ți faci un student loan doar dacă ai, în state cel puțin, doar dacă ai un co-semnatar de acolo, un rezident, dar există și două sau trei programe care te pot lăsa să-ți iei, în funcție de veniturile tale, de ce bursă ai, de mai multe lucruri, îți pot da un împrumut pe care îl plătești la maximum 6 luni după ce ai terminat și îți dau o anumită rată pe an. Pe lună. Sigur, cu dobândă, dar nu ai nevoie de un US cosigner. Deci asta ajută. Sfatul meu pentru voi, ceva ce eu n-am făcut, este să le gândiți împreună. Adică să vă gândiți când aplicați, să aplicați și la fellowship-uri și la scholarship-uri, pentru că eu am ratat niște fellowship. Sunt câteva și v-am dat două exemple în următorul, care la care trebuia să aplic cam când am aplicat la master, că atunci când primesc rezultatul să intru și la master, în cazul în care intram, să-mi dea și ei banii. Și n-am făcut asta și atunci ce aș fi putut să fac este să mă aștept un an și să aplic iar, și să aplic, adică m-ar fi dat în urmă cu multe și cel mai bine este să căutați liste de master și liste de fellowship și să vedeți cum puteți să le combinați. Dar există, doar că depinde. De exemplu, în state trebuie să demonstrezi că ai banii pentru un an, în general, la facultăți, pentru că în al doilea an ți se dă și o oportunitate de a face internship la școală, mă rog, internship. Eu sunt postul de teaching assistant și este deja o cutumă, adică în al doilea an ajuți profesorul pe anumite domenii, unde îți place, unde ai fost cel mai bine pregătită și atunci pentru poziții de teaching assistant există niște bani care îți vin și care se pot duce în costul de tuition. Și de asemenea, mai ales la masterele profesionale, în vara dintre ani, trebuie să faci un internship. Iar internship-urile astea, în general, sunt foarte bine plătite. Adică, de exemplu, la SIPA, la Columbia, nu știu, vine UN-ul, World Bank sau cu alte firme de consultanță, adică se recrutează on campus și atunci, pentru anul 2, puteți să vă luați bani și de acolo ca să demonstrați. Dar vă zic, cel mai bine este să intrați și să vedeți ce tipuri de fellowship-uri sau scholarship externe sunt, astfel încât să încercați să aveți o portiță de bani, pentru că eu tot băteam la uși și întrebam și îmi ziceau, da, se deschid în august, anul viitor. Zic, păi bine, eu trebuie să demonstrez acum. Dar voi aplica la ele pentru anul 2 și sper că în anul 2 să nu mai fie nevoie nici măcar de împrumut. Poți să dai la următorul. Aici aveți, primul link este cu toată lista pe care mi-a pus-o mie la dispoziție școala, Rațiu, Fundația Rațiu de care v-am zis și astea două sunt două programe la care aplic și eu. Al doilea este fix pentru anul 2 doar, primul poate să fie și pentru anul 1 și anul 2. Deci depinde de, v-am zis, depinde de lucruri. Oricum, sunt multe, puteți să le găsiți, sunt și alte surse, nu toate școlile au aceleași surse, v-am dat aici doar ce mi-a fost mie la dispoziție. La următorul, Andreea. Bun. Intrați la școală și cel mai probabil o să intrați dacă vă faceți toate lucrurile astea și dacă vă scrieți acolo povestea foarte bine și dacă aveți încredere în voi. Și atunci aveți de ales. Lucru care pe mine nu m-a speriat inițial, am zis că e ok, că să intru eu la una măcar și de acolo e ok. Nu mi-am pus nici măcar o dată problema, deși ceilalți din jurul meu poate își puneau problema asta, ce fac, cum aleg. Mai ales că este vorba de programe care costă foarte mult, e foarte important să alegeți, să faceți ce puteți mai bine din chestia asta. Sunt 2 ani în care investiți niște bani în voi, clar după ce vă vine înapoi o să fie destul de mare și important, dar până atunci voi, you struggle și ai nevoie să faci chestia asta pentru școala care merită.
Eu le-am scris tuturor să le zic de bani, de burse, dacă pot mări bursele, dacă încercam în primul rând să rezolv un pic din partea financiară. Apoi mai sunt câteva lucruri care contează, de la renume, când ai de ales de într-o școală precum Oxford sau cum e și Columbia, sau, adică când le spuneam oamenilor din jurul meu că am intrat la Oxford, atunci erau cel mai încântați pentru că auziseră de Oxford, de Columbia, deși e Ivy League School, poate nu auziseră. Și atunci toată lumea era, wow, Oxford, e super. Dar depinde și de program. La Oxford, de exemplu, am intrat la un program de Master of Public Policy, care ținea doar un an, și având în vedere că a venit și acest COVID peste noi, mi-am pus problema că risc să fac un singur an și să-l fac pe tot online. Și atunci ce m-a ajutat pe mine a fost să vorbesc cu oameni care au făcut acel program și să-mi spună mai bine dacă într-adevăr școala i-a ajutat foarte mult să își găsească un job sau s-au dus deja, cum e cohorta, de exemplu, sunt unele programe în care ai persoane care îți vin și la, nu știu, 40-45 de ani, tocmai pentru că am intrat în sistemul public din România, din țara respectivă, și atunci trebuie să se specializeze. Există persoane care îți vin imediat după licență, deci contează foarte mult și cohorta, și asta aflați doar dacă vorbiți cu oameni care au fost la școlile respective sau la școli asemănătoare, măcar. Eu am avut foarte multe call-uri de tipul ăsta ca să-mi dau seama ce aleg. Nimeni nu mi-a răspuns la întrebare normal, pentru că mă întrebam ce aleg și atunci îi ziceau ce ți-e ție mai bine, dar nu mă mulțumea acest răspuns. Așa că i-am întrebat de tot ce înseamnă parte de recrutare, profesori, cursuri, cât de mult te ajută școala să te integrezi. Cred că astea au fost cele mai importante și, într-adevăr, partea de oportunități de angajare, pentru că, mai ales dacă faceți un împrumut, trebuie să-l și plătiți. Nu este o sumă foarte mare pe lună, că e pe bani mulți, dar poate vreți să-l plătiți o dată pe tot. Și cu un astfel de program puteți să ajungeți la genul ăla de salariu care să, într-adevăr, să vă permită, după ce terminați școala și ați semnat un contract cu o companie, să mergeți să plătiți complet împrumutul. Și ajută foarte mult și cum este făcut programul. De exemplu, Master of Public Administration, în general, au ceea ce se numește Capstone Project. Asta are și LSU, are și SIPA, cred că are și NYU, unde nu-ți dai disertația, cum e la un master de research, ci ceea ce faci este să fii consultant pentru cineva. Și, în general, vin guverne din diferite țări și îți prezintă o problemă sau vin o organizație de tipul Bill and Melinda Gates sau UN sau UNICEF sau internațional sau alte lucruri și vin și îți prezintă problema. În programul în care am intrat, care e pe concentrarea Economic and Political Development, există inclusiv țări care poate sunt subdezvoltate sau sunt în curs de dezvoltare sau și pur și simplu vin guvern, asta intermediază școala. Vin guvern, reprezentanții guvernelor respective, te duci și tu în țările respective ca să vezi exact care e problema, iar apoi pur și simplu, nu știu, 5-6 oameni, depinde cât de mare e echipa, pun tot ce au un profesor care este tutore și pun tot ce au mai bun în cap și în inimă, poate, astfel încât să livreze un program pentru țara respectivă să ajute. Și asta mi se pare o chestie foarte faină, pentru că tu, de fapt, testezi acolo de cum o să fie jobul tău după. Adică îți vine cineva cu o problemă, nu știu, apa din nu știu ce țară nu e ok, se întâmplă ceva. Ce faci? Cum poți? Sau îți vine o pandemie de tip COVID. Ce faci? Cum poți să faci lucrurile alea? Depinde acum de ce îți place să faci. Există specializări în partea de mediu, există specializări în politici publice bazate pe gender, există mai multe lucruri. Deci depinde de voi și de profesorul coordonator. Puteți inclusiv să propuneți voi, ca echipa respectivă să vină în România, deci acceptă și chestiile astea. Și ăsta a fost, de fapt, și un motiv destul de bun, un motiv destul de important pentru care am ales programul ăsta.
De asemenea, s-ar putea să vreți să mergeți în mai multe țări. SIPA, QLSI și mai sunt niște școli au, de exemplu, programul ăsta, poți face dual degree, adică eu pot să fac un an la SIPA și al doilea an să mă duc la LSI să-l fac. Acum nu știu dacă vreau să mai duc după ce mi-au zis nu, dar poate vreau să stau în Londra și atunci vin un pic, merg un pic și în Londra în al doilea an, dar la fel, există un trade-off, adică dacă faci asta s-ar putea să pierzi programul ăla sau să nu faci programul ăla la fel, să nu mai stai cu oamenii pe care i-ai cunoscut în primul an și sunt mai multe chestii. Deci cam ăștia ar fi principalii factori pentru care, nu știu, care vă pot îndruma în alegerea școlii. Andreea, poți să dai și la următor? Nu s-a terminat, nu se termină niciodată. Eu cred că abia când o să ajung în New York și o să iau camera în primire, o să zic yay. Dar nici atunci nu cred că o să termine. Există foarte multe, adică pot apărea multe lucruri până atunci. Există partea de financiar pe care trebuie să o demonstrați. De exemplu, pentru state nu pot să merg. Eu am viză de turist, dar nu pot să merg cu viza de turist la școală. Ca să ții viza, trebuie să demonstrezi toate lucrurile alea, că ai toți banii și că e ok, că nu te duci acolo ca să rămâi acolo și să le folosești lor banii. Pot exista, în cazul meu, tocmai pentru că nu aveam neapărat partea asta hard pe care poate n-am demonstrat-o atât de bine, ei m-au primit și mi-au zis ok, înainte să intri trebuie să mai faci două cursuri, unul introducere în macroeconomie și unul introducere în microeconomie. Ambele le fac acum online, încă sunt jumate de drum la ambele. Online, acreditate în state, ca să fie mai simplu cu demonstratul studiilor. Și pentru că, în general, la noi eu n-am văzut cursuri de vară care să fie acreditate și să fie și cu notă, letter graded. Mai este partea de housing, în funcție de școală vă pot oferi partea de housing sau nu. De exemplu, la Hertie, în Berlin, nu exista campus de tipul ăsta, adică nu exista partea de cazare. Practic, existau niște, și există în continuare niște locuri în care de obicei sunt construite pentru studenți, pentru că s-a adaptat piața și au construit asta, dar nu îți oferea școala asta. Dar în rest toate, Oxford, SIPA, nici NYU nu ți oferea, pentru că era fix în mijloc și nu aveau parte de, nu aveau ca Columbia, care are pur și simplu clădiri cumpărate pe care le dă în chirie studenților. Partea de health requirements, asta o să vedeți, o să dați de, trebuie să vă puneți ordine în acte și să găsiți dovezi că v-ați vaccinat sau alte lucruri, adică niște chestii. Eu acum încerc să-mi dau seama unde mi-e un vaccin, pentru că nu găsește nimeni și e scris pe o hârtie, știți, ca la medicul de familie, hârtia aia cartonată. Mă rog, asta pentru că eu sunt născută și în 91 și atunci s-ar putea să, poate voi ați prins niște timpuri un pic mai digitalizate, ca să zic așa. Și partea de academic transcripts. De exemplu, eu nu primisem, eu și acum cred că nu am primit suplimentul la diplomă și atunci a trebuit să trec printr-o mare nebunie ca să îl obțin. Și să merg să-l declar pierdut la monitor oficial, să merg la... Deci, astea sunt niște birocrații care pur și simplu ți iau din avântul respectiv. Deci, în continuare, este un maraton. O să aveți și asta de făcut după. O să rezi, dar eu cred că este worth it, adică când ajungeți acolo, vorbeam la un moment dat cu o tipă care a făcut româncă, a făcut MPA-ul de la Harvard și îmi zicea ceva de genul, păi, important e să ajungi aici. Când ajungi aici, toate lucrurile pe care ți le imaginai tu înainte sunt complet diferite, în sensul că aici partea financiară e văzută complet diferit, există și cazuri fericite în care ajungi la școală și vine școala și zice mai avem niște bani să-ți dăm, nu vrei mai mulți bani, nu vrei o bursă mai mare și atunci poți să faci chestia asta. Există concursuri în care poți să intri în școală, concursuri în sensul că îți faci tu un pitch sau rezolvi o problemă și poți să iei premii în bani mulți. Deci e cu, unii zic că e cu totul altă lume, acum nu știu, o să merg și să văd și Andreea poate să ne zică mai multe decât mine.
Dar important este să faceți, dacă vreți să faceți asta, deci nu trebuie să faceți neapărat, că e cool sau că sună cool, dar dacă voi vedeți o carieră într-o anumită direcție, eu cred că un astfel de program, și poate să fie și UK sau EU-based, poate să vă ridice mult mai mult. Că eu când alegeam, mă tot întrebam, ok, dar eu când o să merg la un job și o să vadă cineva pe CV-ul meu, o să vadă Oxford, o să vadă Hertie, o să vadă NYU, o să vadă SIPA, adică Columbia, și eu ce fac? N-ai de unde să știi, pentru unii contează foarte mult renumele, ce-i drept, dar contează foarte mult și programul prin care treci și ce-ți dă e. Bun, deci dacă se echivalează cele din master cu cele din RO, adică, Raluca, dacă mă întreb dacă faci studiile de master în străinătate când vii în țară, dacă ți se echivalează. Da. Știu că au fost niște probleme, dar am înțeles că la nivel legislativ s-a rezolvat chestia asta. În general, se echivalează. Acum, eu, oricum, se echivalează în sensul că, ok, sunt recunoscute și astea, ca să fie recunoscute astea ale noastre, în state mai ales, e mult mai greu decât doar să demonstrezi, te duci cu fișa și zici, mamă, uite, asta e diploma de licență, am intrat, adică e originală. E o întreagă procedură prin care te duci la o agenție din România, ți iei o apostila de la Haga pe care ți-o dă prefectul, după care te duci la le trimiți la agenție din state, care și ei verifică pas cu pas, credit cu credit, tot ce s-a întâmplat. De asta aveai nevoie, de exemplu, de suplimentul ăla la diplomă. Asta ca să ți le echivalezi în state. Și invers, se echivalează, nu știu să zic procedura, doar că s-ar putea să n-ai nevoie. Adică, în general, echivalarea contează foarte mult. De exemplu, la un job în sistemul public contează dacă ai licență, dacă ai master, dacă ai doctorat. Dar contează așa foarte puțin. Depinde ce vrei tu să faci după. Oricum, când o să scrie pe CV-ul tău că ai făcut la facultatea respectivă și tu ai cumva, nu știu dacă se mai pune problema neapărat de echivalat, decât ți-am zis, doar dacă intri la un angajator de tip guvern sau, mă rog, sistemul public în care, într-adevăr, trebuie să demonstrezi că ai asta. Au fost niște probleme înainte, dar am înțeles că s-au rezolvat la nivel legislativ. La ce universități din străinătate, chiar și din România, aș putea studia ceva legat de sectorul non-guvernamental dacă doresc o carieră în acest segment? Interesant. Eu am studiat la facultate, la comunicare și relații publice. În ultimul an aveam ceea ce se numește relații publice sectoriale. Și ne luau pe fiecare, pe corporate, pe non-guvernamental și pe public. Și cam ce trebuie să știi din fiecare. Îți recunosc că am terminat facultatea și eu nu credeam că pot să mă angajez într-un ONG. Adică nu aveam atât de multe cunoștințe încât să zic, dar repet, eu am terminat facultatea în 2013, deci s-au mai schimbat lucrurile. Așa că am intrat în privat și la un moment dat am văzut un anunț de angajare la un ONG de care nu știam foarte multe atunci. Înveți câte ceva, dar nu foarte multe, adică nu e ca și cum, pentru că și asta o să înveți, de exemplu, și la programul ăsta la care merg eu. Înveți că, de fapt, orice problemă sau orice domeniu are cei trei actori implicați, adică public, privat și non-guvernamental. Fără ăștia trei care pot colabora pe niște chestii, nu se rezolvă nimic. Nu. Și atunci, nu ai zice neapărat că să studiești ceva specific non-guvernamentalului, ci să studiești ceva care să combine pe cei trei, adică depinde de domeniu, dar nu cred că există un domeniu să fie specific sistemului guvernamental, mai ales non-guvernamental, mai ales că sistemul non-guvernamental este diferit de la țară la țară. Adică la noi există niște legi pe organizații, fundații, trebuie să te obișnuiești să știi chestiile alea. De exemplu, la noi voluntariatul este reglementat. În Franța, de exemplu, nu este reglementat. Se numește benevola, parcă, și este pur și simplu lumea face, dar nu trebuie neapărat. Adică nu e
reglementat în niciun fel. În Moldova, de exemplu, ai inclusiv carnet de voluntar, cum era pe vreme, pe vremuri, și ai un minister al tineretului și sportului care, într-adevăr, asta face și verifică organizațiile. La noi e cumva mai mult de autoreglementare. De asta există niște linii directoare în ceea ce ar trebui să facă sectorul non-guvernamental sau cum se comportă, dar la fel, depinde de domenii. De exemplu, dacă mergi în domeniul medical, poate și acolo să ai un pic, în facultatea respectivă, un pic și despre sectorul non-guvernamental. În politicile publice, de exemplu, ai foarte mult, pentru că, ți-am zis, adică inclusiv organizațiile pot influența o anumită lege sau pot face advocacy sau și companiile pot face lobby, adică înveți un pic și din chestiile astea. Dacă mai aveți alte întrebări, stai să văd dacă mai sunt de cele de sus la care n-am răspuns. Mai o întrebare tot de la Andreea Violeta, dacă vrei un job într-un ONG, cam ce studii se caută? Depinde ce job vrei. De exemplu, eu m-am dus, stați așa că nu știu dacă auziți zgomotul, dar trece trenul aici și se aude greu. Depinde ce job vrei. De exemplu, eu când am intrat când am lucrat cu Volum, era un job care se numea responsabil de PR și comunicare, după aia s-a transformat în coordonator de PR și comunicare și era fix ce îmi trebuia. Eu veneam și inclusiv spuneau că ar fi bine să am experiență în acest domeniu pe funcția respectivă. Eu veneam, am fost primar la o companie de marketing, după care am lucrat la tot pe PR și comunicare la o firmă de avocatură și dintr-o dată m-am trezit că aplic pentru un job în ONG. Nu m-am trezit, știu de ce am făcut asta, dar, again, asta e din DC-ul meu. Și am aplicat pe asta, aveam și studiile și atunci se căuta. Deci dacă ai studii pe PR, comunicare și oamenii caută în ONG-uri, asta te duce acolo. Se caută, deci gândiți-vă la sistemul non-guvernamental un pic și ca, și poate să fie și ca o companie, doar că, mă rog, are departamente de financiar, de PR, de HR, depinde cât de mare este organizația. Astea mai mari au și de advocacy, ceea ce este super și sper să aibă cât mai multe. Depinde de ce segment e nevoie acolo. Există, de exemplu, organizații care lucrează cu copii și acolo au nevoie de specialiști, copii cu dizabilități, de exemplu, și au nevoie de specialiști, au nevoie de psihologi, de terapeuți, ABA, de exemplu. Adică cam, depinde foarte mult ce... Deci nu ține neapărat de ideea de sector non-guvernamental, cât ține de departament sau pentru ce luptă acel ONG. Nu știu, se caută foarte multe chestii. Logistică, adică șofer, poți lucra și ca șofer la un ONG. Deci nu-i problemă, nu ține foarte mult de sector, ci de domeniul ăsta. Sper că am... Dacă mai sunt întrebări, puteți să lăsați în chat sau să spuneți direct. Vă las un moment să vă gândiți dacă aveți alte curiozități. Pentru facultate. Depinde de facultate. De exemplu, pe SIPA, la un an, și astea sunt chestii publice, adică poți să le afli de la fiecare facultate, ei îți fac un cost de tuition și ce ai de plătit facultății, plus un cost de living. Adică cam cât ai dat pe cazare, cam cât ai dat pe mâncare, nu-ți oferă ei mâncarea, housing-ul la fel, ți-l pot închiria, sau, adică o chirie mai mică decât e, dar depinde de școală. De exemplu, la SIPA, cred că pe un an, partea de living ajunge la 40.000, în timp ce tuition-ul e undeva pe la 60.000, dar, again, nu trebuie să vă sperii chestiile astea, că și bursele sunt cumva pe măsură, adică vă dau burse astfel încât să puteți să vă faceți și un împrumut și să puteți să aplicați și la alte lucruri. Eu când am auzit prima oară chestiile astea, eu nu aplic, pentru că nu am banii ăștia și n-am ce să fac. Dar, again, nu e, pentru că sunt foarte multe persoane care vin
și cu cât puteți să demonstrați mai mult că aveți nevoie de bani și că sunteți bun pe asta, pur și simplu, ei de fapt caută oameni în care să investească. Și asta trebuie să le demonstrați. La Oxford era mult mai mic, de exemplu, cel puțin chiria, cred că undeva la jumătate, dar la fel și Oxford are loc unde să cazeze și depinde ce vrei, dacă vrei să locuiești cu multe persoane într-un apartament, dacă vrei să locuiești singur, dacă te poți muta inclusiv dacă ai copil și soț să iei după tine și la fel, adică nu doar pentru, deci poți să te muți, poți să te declari dependent pentru fiecare persoană și te poți muta și ei îți oferă chestia asta. Au cumva o altă abordare, adică îți oferă cam tot ce vrei, astfel încât să te ții de cursuri, că de fapt tu ești acolo ca să înveți. De asta nu recomandă să lucrați în același timp. Eu aici mă refer la masteratele profesionale. Există și masterate asemănătoare cu ale noastre, unde, și știu persoane care au fost, de exemplu, în Bruxelles, care au ținut un internship și în același timp se duceau și la școală, dar făceau master cum facem noi seara. Aici s-ar putea să faci dimineața până seara niște cursuri, depinde, putea să ai și niște zile libere și oricum nu prea îți recomandă să te angajezi în același timp, dar na, depinde și de voi. Depinde la fel în ce oraș este, dacă aveți unde să vă angajați în perioada aia, să ai un campus complet separat, că se întâmplă și asta, de exemplu, la Harvard, te angajezi cumva în campus, nu prea ai unde să te duci. Și alte întrebări? Ia-ți-mi. Flori, că vorbeam când am făcut internship-ul și despre masterul în Suedia, nu? Da, unde e gratis. Da. Da, este gratis. Eu la n-am mai apucat să aplic. Este gratis și practic tu cred că ai doar costurile de cazare sau inclusiv îți oferă eu cazare destul de ieftină în campus, depinde de facultate. Și este un master chiar pe politici publice sau public administration, ceva de genul. Știu că public administration poate să sune așa, administrație publică și nu sună. Pentru mine n-a sunat cool când am aplicat la școală. Mi s-a părut mai cool să aplic la comunicare și relații publice. Dar acum, și de obicei când zic, m-am merg la un master în administrație publică, lumea se uită așa. După aia le zic că este un fel de MBA, dar pentru sectorul public și non-guvernamental și atunci li se pare cool. Și atunci prefer să zic în cuvintele astea. Da. Da, deci este și cel din Suedia și cred că mai sunt niște țări nordice care oricum au fiurile mult mai mici. Cel de la Hertie, again, este extraordinar de bun. Este Master of Public Policy și la fel, v-am zis, există niște chestii, adică pe lângă faptul că oferă și burse, există unele programe care vă oferă burse total, adică puteți să, în funcție de când aplicați, vă pot cere eseuri în plus. La Oxford, de exemplu, au făcut asta, cerut eseuri în plus, astfel încât să fie pentru un anumit, pentru o anumită bursă pe care o aveau ei și puteai să aplici odată cu asta. Și la Hertie, la fel, am avut de completat niște, de făcut alte eseuri. Pe, de exemplu, la Hertie dau pe subiecte. Aveam partea de Europa și puteam scrie ceva pe subiectul respectiv, partea de digitalizare. Deci depinde dacă e de human rights, deci depinde dacă e ceva ce vă pasionează și există fellowship-uri sau scholarship în acest domeniu, puteți acolo să aplicați. Da. Dacă aveți alte întrebări, puteți să trimiteți ori prin Her Time România pe Facebook și Instagram și voi trimite lui Flori sau... Florentina, dacă vrei să îți lași datele de contact, cum ai zis la început, poți face asta încet? Poți să fac aici, da? Mm-hmm. Hai că vă scriu aici, s-ar putea să aveți întrebări care nu vă vin acum, sau vă vin. Mie mi-au venit foarte multe pe parcurs. Și atunci a trebuit să apelez la alte persoane și încercam să îi găsesc pe LinkedIn, v-am mai zis pe unde, ca să îmi dau seama, pentru că până nu vă apucați, nu vă vin genul ăla de întrebări. Deci oricând puteți să-mi scrieți, mă găsiți și pe Facebook, v-am lăsat Gmail-ul aici dacă vreți să-mi scrieți pe Gmail.
Și oricând, cu mare drag, mi se pare că toate sfaturile pe care le-am primit de la persoanele cu care am vorbit, m-aș bucura să ajungă și la voi, pentru că, deși avem câteodată impresia că nu putem și nu ajungem noi acolo, why not me? Mm-hmm. Mă-i place Oanei câteodată să zică că o să fie mâine sesiunea și cu Oana. O să vedeți că, de fapt, puteți să ajungeți acolo. Trebuie pur și simplu să vedeți care e sistemul și care sunt spițele pe care trebuie să le trageți ca să ajungeți acolo. Mulțumim Bun. Mult! Cu mare drag! Și dacă vreți să vă dați din nou drumul la cameră ca să facem un story pentru Instagram... Hello! Ah, uite, fețe altceva, noi. Nu? Da, da. Super. Super. Mulțumesc, Florentina, din nou tare mult pentru prezentare. Cu mare drag. Și vă aștept cu întrebări dacă aveți. Pe A mie. Sau unde aveți. Super. Resourceful. Da, acum mi-am dat seama că este 5:20, dar de obicei vorbesc mult. Da, ne bucurăm că ai vorbit mult. Mulțumesc și participantelor mult că vă aflați aici astăzi. Vă aștept restul săptămânii la celelalte webinarii și mulțumesc și echipei de organizare tare mult. Raluca și Gabi sunt aici prezente. Mulțumim! Mulțumim tare mult, pentru că fără voi nu s-ar fi întâmplat acest eveniment, mai ales în felul în care s-a întâmplat, n-ar fi luat amploarea respectivă. Și da, o să vă trimit și un formular de feedback, din nou ca să lăsați sugestii și orice întrebări pe care le aveți pentru invitați. Cum puteți să ne mai susțineți este să ne ajutați pe social media, să ne creștem comunitatea, să fim cât mai multe și mai ales să facem evenimente de genul și în viitor cu și mai multe participante. Și cam atât. Vă mulțumesc din nou și sper să ne vedem și mâine cu Oana Buzgan. Yes! Da, să vă scrieți și să fiți prezente, că să fie foarte fain. Eu lucrez cu ea, așa că n-am cum să zic altceva, dar chiar e fain. Și s-ar putea să vă luați doza aia de inspirație de care aveți nevoie ca să push through. Exact. Exact. Abia aștept. Super. Bine, ne auzim după să-mi ziceți cum a fost. Da. La fel. Pa, pa. Pa.